Ziua Unirii, da. Da, sărbătorim centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, un moment istoric deosebit prin semnificațiile sale pentru poporul român, pentru această țară. Sigur că ne-am gândit și noi să punctăm acest eveniment prin această sărbătoare națională, printr-un eveniment relativ modest, dar vom organiza chiar mâine, pe 29, la Căminul Cultural, o serbare aniversară, da, pentru, așa cum spuneam, pentru acest moment, o serbare în care, sigur că ne-am gândit și la semnificația zilei din punct de vedere istorice, da, din punct de vedere istoric, semnificația acestei zile, cu un program artistic, da, în care avem și dansuri populare, cântece, poezii, prin efortul și strădania cadrelor didactice din Școala Generală Comana, chiar de la clasa 1 până la clasa 8, da, și ciclul gimnazial cel primar. După părerea mea și după ceea ce văd eu aici, este aplicarea asupra infrastructurii, în primul rând, da. Adică buna gospodărire a drumurilor, a căilor de comunicație, a legăturilor dintre Comuna Comana și vecini și așa mai departe. În acest sens, am început cu pietruirea și reparația drumului comunal care leagă Comuna Comana de comuna vecină Amzacea. Adică mai concret, între drumul dintre localitatea Comana și localitatea General Scărișoreanu, aparținătoare comunei Amzacea, comunei vecine, în lungime de 4,5 km. Acolo se află un târg. Sigur că da, și oamenii au nevoie de un drum ca lumea, se meargă la cumpărături și nu numai asta, dar în principal pentru a facilita deplasarea oamenilor la acest târg din Scărișoreanu. Pe noi ne-a costat în jur de 3 miliarde, deci bani vechi, deci 300.000 de lei, da. Cum spuneam, finanțarea de la Consiliul Județean. Deci spuneam în Pelinu, da, unde avem, s-a pietruit aici și ăsta a fost ultima lucrare în toamna asta, în lungime de 5,5 km. Și aici, tot așa, am mers până la limita, am reușit că cu banii aceștia de 4,5 miliarde, deci 450.000, să am reușit să facem o treabă bună, zic eu, și să pieturim ca lumea acolo. Dacă aveți dorința de a o vedea, am construit o casă mortuară. Ea are o valoare de 320.000 de lei. Curentul electric din domeniul public, așa, iluminatul public, încă nu mi l-a modernizat. Văd că toată lumea l-a modernizat, noi am cam rămas în urmă, toți vecinii pe aici. Adică să trecem pe sistemul acela de LED-uri, da, care este economic, care este la jumătate aproape de sistemul de lămpi, cum avem noi acum, cu becuri, cu incandescență. Și am prins banii aceia numai pentru Comana deocamdată. O să facem asta în anul viitor, da, în primăvară, și în celelalte sate componente ale comunei, dar măcar banii ăștia să nu-i pierd, că ar fi o nesocotință să pierd banii. I-am băgat la modernizarea iluminatului public, cum spuneam. Acest proiect, da, pe care îl avem în derulare, cum spuneam, cu modernizarea sistemului de iluminat public, se încadrează în cei 200, adică ne costă 160.000 cu totul și cu TVA, cu... Mai rămân ceva să vedem pentru alte lucruri. În zona de la Comana, nici apă nu era, așa, nici curentul electric. Am dus apa, am realizat-o aceasta, că vorbim de realizări, da, în lungime totală de 350 de metri, am făcut-o în regie proprie. Am cumpărat noi,
Așa am luat aprobarea de la Raja, au venit echipa de la Raja și ne-au conectat. Proiectele din 2019, și anume extinderea și modernizarea dispensarului uman din Comana. Noi avem un dispensar aici, avem medic de familie, ceea ce e binișor, e foarte bine. Spun asta pentru că știm că sunt localități care nu mai au medici și e un lucru trist pentru acest popor. El este în valoare de aproximativ 700 de mii de lei, deci ne-a aprobat aceste 7 miliarde, ceea ce suntem chiar mulțumiți. Deci fonduri atrase de la Ministerul Dezvoltării, da, în sumă de 700 de mii. De asemenea, în rândul proiectelor pentru 2019 este amenajarea unui parc de agrement în localitatea Tătaru, în care sigur că va fi inclus, am gândit lucrurile acolo, va fi inclusă o zonă cu un parc de, adică în interiorul parcului acesta, o zonă cu amenajată cu instalații de joacă pentru copii, tobogane, leagăne și tot ce e necesar, balansoare. Reparația drumurilor, pieturirea lor, dar modernizarea drumurilor din Comana, satul Comana. Am făcut în Tătaru, am început cu el, cum vă spuneam, am făcut la Pelinu și în 2019 pe Comana. Perspective de viitor sunt să aducem și un gaz natural aici, văd că încearcă vecinii, să văd ce fac dumnealor, să vedem ce fac dânsii de acum realizează și se poate, cum spuneam, perspective sunt, dar să vedem cum evoluează lucrurile și dorințele noastre poate se împline, sigur că da.